Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Ați văzut astăzi și din titlu că vorbim despre clima bonus, despre această sumă de bani despre care tot auzim în presă, pe Facebook, pe grupurile de români, că urmează să o primim. Dar vreau să clarific astăzi cu voi, pentru că m-am informat și eu și vreau să vă transmit și vouă aceste informații, să clarificăm exact care este suma de bani pe care urmează să o primim, ce condiții trebuie să îndeplinim și ce trebuie să facem pentru a primi acești bani. Așadar, toate aceste informații o să le aflați dacă stați cu mine în continuare, nu înainte însă de a vă ruga să vă abonați acestui canal, dacă nu ați făcut-o încă, apăsați acolo jos butonul de subscribe. M-ar ajuta pe mine foarte mult, nu este mare lucru pentru voi, dar mă ajută pe mine și reușim să ne strângem cât mai mulți oameni aici pentru a oferi informații utile de care avem toți nevoie. Și dacă vă place clipul acesta, dați-i un like sau distribuiți-l către cei care au nevoie de informațiile acestea. V-ați abonat, da? Mulțumesc! Trecem așadar la subiectul clipului și anume la acest clima bonus, care reprezintă o sumă de bani pe care o să o primim pentru a combate, să spun așa, toate creșterile de preț datorate emisiilor de carbon, taxelor acestea pe care le plătim, dar o să vedeți la sfârșit că, până la sfârșit, că există așa un cumul de factori, inflația și creșterile de prețuri care vor fi acoperite de această sumă de bani pe care urmează să o primim. În principiu sau pe scurt, clima bonus este o sumă de bani pe care statul austriac o va oferi locuitorilor Austriei ca urmare a schimbărilor climatice și a impactului pe care aceste schimbări climatice îl are asupra vieții noastre și asupra prețului din ce în ce mai mare pe care îl plătim pentru lucruri și bunuri și alimente și așa mai departe. Care este suma pe care urmează să o primim? Pentru că, spun eu, acesta este una dintre informațiile importante. Ei bine, a fost hotărât ca pentru 2022 fiecare cetățean să primească suma de 500 de euro, cetățean cu vârsta peste 18 ani. Pentru cei care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, această sumă este de 250 de euro. Adică pentru copii. Copiii primesc 250 de euro, adulții primesc 500 de euro. Și spun că a fost crescută această sumă pentru că inițial a fost propusă suma de 200 de euro maxim, între 100 și 200 de euro, dar având în vedere creșterile de prețuri, inflație, așa cum vă spuneam, s-a hotărât ca suma aceasta să fie în cele din urmă de 500 de euro pentru fiecare persoană cu vârsta de peste 18 ani. Care este condiția pe care trebuie să o îndepliniți pentru a primi acești bani? Este una singură și foarte simplă, și anume să locuiți în Austria în anul 2022 cel puțin 6 luni, adică 183 de zile. Aceasta este condiția. Dacă locuiți legal aici în Austria de la începutul anului și până în luna iunie, dacă ați locuit și aveți acte doveditoare, atunci primiți acești bani. Socotiți 183 de zile. În cazul în care ați venit mai târziu în Austria, deci să spun în luna martie, o să primiți acest clima bonus, dar într-o tranșă ulterioară care va începe în ianuarie 2023. Așadar, o să primiți oricum acești bani dacă în anul 2022 ați locuit în Austria mai mult de 6 luni, doar că o să îi primiți în momentul în care se va face o nouă plată pentru acest program, pentru acest clima bonus. Așadar, care este parcursul și când o să primim acești bani? Până la sfârșitul lui iunie, toată lumea a primit prin poștă o scrisoare de informare referitoare la acest clima bonus. Iar calculul propriu-zis a celor 6 luni se poate face începând cu data de 3 iulie,
pentru a avea cele 183 de zile. Deci, începând cu data de 3 iulie, cei de la statul austriac o să calculeze și o să vadă persoanele care au locuit cele 6 luni, iar persoanele respective o să primească acest bonus începând cu luna octombrie. Așa cum vă spuneam mai devreme, pentru cei care au venit mai târziu sau în a doua jumătate a parte a anului, și aceștia o să primească bonusul, dar plata se va face începând cu ianuarie 2023, pentru că cei de la statul austriac trebuie să verifice dacă este îndeplinită această condiție de a locui cel puțin 6 luni. Așadar, în octombrie urmează să primim acești bani de clima bonus. Cum o să-i primim? Există două variante. Fie îi primim în contul pe care l-am înregistrat pe site-ul celor de la finanțe. Dacă suntem plătitori de taxe, facem declarația fiscală, atunci avem cont pe finanțeonline.at, pe site-ul celor de la finanțe, și în contul acesta o să primim clima bonusul în octombrie. În scrisoarea de informare pe care ați primit-o în iunie, vi se spunea acolo să actualizați aceste date, adică să intrați pe contul de finanțe, să verificați dacă încă mai aveți datele corespunzătoare trecute acolo și să actualizați contul în cazul în care s-au produs schimbări, pentru a fi sigur că primiți acest clima bonus în contul pe care îl folosiți și pe care îl aveți. Așadar, aceasta este una dintre variante, în contul pe care l-ați declarat la finanțe. Cea de-a doua variantă este să primiți acest Gutschein, acest clima bonus, pardon, sub forma unui Gutschein. Asta în cazul în care nu aveți cont pe site-ul celor de la finanțe, în cazul în care nu realizați venituri aici, nu plătiți taxe și impozite, nu faceți declarația fiscală. O să primiți așadar acest clima bonus sub forma unui Gutschein. Ce puteți să faceți cu acest Gutschein? Fie mergeți cu el la magazin și plătiți, faceți cumpărături și plătiți cu acest Gutschein, sau mergeți la bancă și îl schimbați contra banilor propriu-ziși. Adică primiți suma respectivă de bani de la bancă. Mergeți cu Gutschein-ul la bancă și îl preschimbați în bani. Acestea sunt cele două variante, așadar, fie în contul pe care l-ați declarat de la finanțe, fie sub formă de Gutschein prin poștă, tot începând cu octombrie. Iar în cazul copiilor, pentru că și ei primesc, așa cum vă spuneam, acest clima bonus, dar doar jumătate, dacă un adult primește 500, copilul primește 250, copiii vor primi acest clima bonus în contul în care se primește și alocația, adică Familienbeihilfe, pentru că fiecare copil primește alocație într-un anumit cont, în contul respectiv vor fi virați și banii corespunzători acestui clima bonus. Așadar, este foarte simplu cu acest clima bonus. Suma pentru anul 2022 este de 500 de euro pentru fiecare adult și 250 de euro pentru fiecare copil care a locuit în Austria în anul 2022 mai mult de 6 luni, adică 100, cel puțin 183 de zile. Plata se face începând cu luna octombrie, fie în contul pe care l-ați declarat la finanțe, fie sub formă de Gutschein pe care îl primiți prin poștă, iar pentru copii în contul în care se primește și alocația. Nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să înregistrați, nu trebuie să completați formulare, nu trebuie să faceți absolut nimic, doar să vă actualizați datele pe site-ul celor de la finanțe și să așteptați în octombrie să primiți acești bani. Aceasta este suma pentru 2022. Clima bonusul va fi plătit în fiecare an de acum înainte, dar valoarea lui depinde și va fi mai mică pentru anii următori, cel puțin așa spun autoritățile deocamdată, iar valoarea lui va depinde de zona în care locuim, cât de departe sunt mijloacele de transport, cât de accesibile sunt școlile, grădinițele și așa mai departe. Dar pentru 2022 o să primim sigur 500 de euro începând cu luna octombrie. Dar acestea au fost informațiile despre clima bonus, vești bune, spun eu, pentru că urmează să primim niște bani și nu ne strică niciodată acest lucru și guvernul austriac se gândește și la noi.
și acum toate prețurile sunt din ce în ce mai mari, totul s-a scumpit. Da, știți bine cum stau lucrurile, așadar orice ban este binevenit. Acestea au fost informațiile, sper să vă fie de folos. Dacă este așa, nu uitați, arătați-mi acest lucru printr-un like. Dacă aveți întrebări sau aveți alte informații, scrieți în rubrica de comentarii. Puteți scrie și pe Facebook, îmi puteți scrie și pe Instagram și nu uitați să vă abonați acestui canal. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit, iar până data viitoare vă pup, pa, pa! On your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget.